Primaria și Consiliul Local Reghin își doresc un nou eveniment reușit zilele municipiului Reghin 2016, așa că au luat și măsuri ample de siguranță publică pentru buna desfășurare a sărbătorii în cele trei zile. Primul pas a fost făcut joi prin restricționarea circulației rutiere prin centrul municipiului și stabilirea de rute ocolitoare. Închidem circulația lor 14 pe toată zona de desfășurare acestor zile. Pentru aceasta rugăm cetățenii să-și să ia mașinile de pe zona respectivă ca să putem să desfășurăm activitățile premergătoare activității principale. Toată periferia zonei de desfășurare a activităților este asigurată de poliția locală. Deci noi închidem circulația și noi vom avea indicatoare de deviere, vom avea agenți care vor sta la aceste indicatoare și la străzile care sunt închise cu această ocazie. La buna desfășurare a manifestărilor își aduc aportul și lucrători din cadrul Poliției Municipiului Reghin, jandarmi din municipiu și din Târgu Mureș. În interiorul zonei, ordinea publică este asigurată de patrule mixte Poliție, Poliția Municipiului Reghin, respectiv detașamentul de jandarmi Reghin. Ei vor fi susținut, susținuți, pe această perioadă, de gruparea mobilă de jandarmi Târgu Mureș, care și ei participă, având în vedere aglomerația de, de oameni care va fi cu această ocazie. Punctul de comandă al forțelor care participă la menținerea ordinii și niștii publice cu această ocazie este în cadrul primăriei. Deci aici vor fi reprezentanții și conducătorii acestor forțe de ordine. Participă și structurile de pompieri, echipaj SMURD și serviciul răghinean de ambulanță, care vor avea echipaje prezente pe tot parcursul manifestărilor. Pompieri și serviciul de ambulanță vor fi prezenți în, în două puncte, dacă bine știu. Um, unul este în, în cadrul primăriei și al doilea punct va fi în dreptul bibliotecii municipale. Cam fiecare an, de fapt. În caz de ceva, oamenii se îndreptă spre aceste puncte Având în vedere multitudinea problemelor care se pot ivi, fiecare cetățean, în caz că va constata vreo anumită abatere sau probleme sau neplăcere care o creează cineva, să sune la 112. Este cel mai simplu mod de, de, a, de a sesiza aceste probleme. 112 și automat, prin dispeceratul de la 112, vor fi anunțate patrulele responsabile. Conform măsurilor de organizare a zilelor Municipiului Reghin, circulația rutieră prin centrul orașului se va relua în prima parte a zilei de luni, 25 iulie.